Suntem în continuare în serialul acesta special, Comoara din stâncă. 12 mesaje speciale, Comoara din stâncă. Numeri 33, 50-56, pagina în Biblie 187. Să ascultăm cuvântul Domnului. Domnul a vorbit lui Moise în câmpia Moabului, lângă Iordan, în fața Ierihonului, și a zis: Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: După ce veți trece Iordanul și veți intra în țara Canaanului, să izgoniți dinaintea voastră pe toți locuitorii țării, să le dărâmați toți stâlpii dolești de piatră și să le nimiciți toate icoanele turnate și să le nimiciți toate înălțimile pentru jertfe. Să luați țara în stăpânire și să vă așezați în ea, căci eu v-am dat țara aceasta ca să fie moștenirea voastră. Să împărțiți țara prin sorți după familiile voastre. Celor ce sunt în număr mai mare, să le dați o parte mai mare, și celor ce sunt în număr mai mic, să le dați o parte mai mică. Fiecare să stăpânească ce-i va cădea la sorți. Să luați în stăpânire după semințiile părinților voștri. Dar dacă nu veți izgoni dinaintea voastră pe locuitorii țării, aceia dintre ei pe care îi veți lăsa, vă vor fi niște spini în ochi și ca niște ghimpi în coaste. Vă vor fi vrăjmași în țara în care veți merge să vă așezați. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, în pasajul de astăzi, Domnul Dumnezeu a vorbit lui Moise despre acest mare har de a intra în sfârșit în cucerirea Canaanului. Moise încă este la est de Iordan, deci înspre Iordania, Arabia Saudită, trebuiau să treacă la vest de Iordan, în locul binecuvântărilor. Și Domnul a spus lui Moise: iată ce trebuie să faceți ca să cuceriți Canaanul. Iată ce trebuie să faceți să-l păstrați în stăpânirea voastră. Iată ce trebuie să faceți să vă bucurați de binecuvântarea Domnului. Ca întotdeauna, când ne gândim la aceste aspecte istorice, nu trebuie să piardă nimeni din vedere că în ele Dumnezeu a inclus adevăruri spirituale și practice legate pentru fiecare generație de oameni care vor veni după această generație care a cucerit Canaanul. Este scris în cuvântul lui Dumnezeu și vă reamintesc și astăzi rostul celor scrise și întâmplate în vechime este pentru noi, pentru ca Dumnezeu să ne învețe adevăruri fundamentale de care, ținând cont, putem să intrăm și noi la rândul nostru în posesia Canaanului nostru, în posesia binecuvântărilor noastre, fie în familie, fie la nivel personal, fie la nivel de business, fie la nivel de biserică. Mulțumim Domnului, cel puțin în dreptul nostru, în aceste zile, Dumnezeu ne-a dat un Canaan frumos aici. Am intrat în posesia unui loc binecuvântat, unei moșii binecuvântate, unui loc în care, cu siguranță, locuiește Domnul și l-a rânduit Domnul pentru noi. Când Dumnezeu promite binecuvântările Lui, El le promite cu mână largă. El nu le promite ca să ne înșele, El nu ne promite ca să ne ducă în eroare. Citeam nu de mult, a fost acest mare comentator de televiziune, foarte cunoscut aici în Statele Unite, Hugh Downs, lucra la ABC, 2020 și multe emisiuni, spunea el că a participat într-o zi în societatea mare
la un banchet special. Și oameni mari, oameni influenți, oameni celebri au participat, bineînțeles, la acest banchet unde și el trebuia să vorbească. Și spunea Hugh Downs, sunt oameni care se folosesc de orice ocazie numai să obțină ceva. Și mai ales dacă pot obține ceva fără bani. Deci nu toți românii sunt așa, și americanii sunt. Și zice, doi lângă mine stăteau de vorbă doi domni, pe care îi știam, un doctor celebru și un avocat. O doamnă a venit la doctor și a zis, domnule doctor, știu de dumneavoastră, sunteți un om așa de mare, un medic așa de bun, aș avea și eu o întrebare, se poate? Și doctorul a zis, cum să nu? Și a zis, uitați, eu am problemă și i-a arătat piciorul, mi se umflă mereu genunchele și umblu foarte greu, nu știu ce ar trebui cu genunchele meu. Doctorul i-a spus, vă trebuiesc razele cu tare, până atunci să luați aspirină, să faceți cu tare, probabil vă trebuie ceva infiltrație, ori o operație la genunche, și, dar așa ca să vă ameliorați comprese și medicamente ușoare, antiinflamatorii. După ce doamna a plecat mulțumindu-i, avocatul cu medicul discutau la oaltă și medicul zicea, interesanți-s oamenii, dacă te știu, una, două vor să profite, să aibă un sfat fără să-i coste nimic. La care avocatul a zis, păi știi ce? Ca să nu se mai întâmple așa, mâine îi trimiți o notă de plată pentru consultația care i-ai dat-o. Și doctorul, spunea Hugh Downs, am aflat mai târziu, i-a trimis o notă de plată. Dar s-a trezit și doctorul cu o notă de plată de la avocat. Și când l-a sunat și a zis, dar cum ai trimis tu? Păi zice, eu ți-am dat sfatul, nu? Dumnezeu nu procedează în felul acesta. Când Dumnezeu pregătește binecuvântările, le pregătește pentru că toate lucrurile sunt ale Lui. Și Dumnezeu are bucurie să te binecuvânteze, are bucurie să mă binecuvânteze, are bucurie să ne facă pe fiecare să intrăm în Canaanul nostru, în binecuvântarea noastră. Și în această dimineață aș dori, prin harul Domnului și cu multă smerenie, să vin în fața dumneavoastră cu un mesaj pe care l-am intitulat Cum să intri în Canaanul tău? Cum să intri în Canaanul tău? Deci, cum vei avea parte de binecuvântare? Cum să-ți obții binecuvântarea? Și dacă ne uităm în pasajul pe care l-am citit, Moise, de la Duhul Domnului, ne dă trei direcții distincte, trei informații și trei principii fundamentale de care noi trebuie să ținem seama ca să putem să punem mâna pe binecuvântare. Nu este suficient că ai fost binecuvântat odată. Dumnezeu nu obosește făcând bine. Dumnezeu încă te mai poate binecuvânta. Dumnezeu poate să mărească binecuvântarea ta. Dumnezeu poate să-ți dea pe lângă casă și sănătate. Poate să-ți dea îndurările Lui. Pe lângă sănătate să te cheme într-o lucrare foarte mare. Dumnezeu poate să te binecuvânteze cu copii sănătoși. Dumnezeu poate să-ți aducă copii, fii rebeli, care au fugit de acasă și care nu te mai cunoști, care ți-au întors spatele și au întors spatele mântuirii. Binecuvântările lui Dumnezeu sunt infinite. Deci cum să intri în Canaanul tău? În primul rând, ca să știm lucrul acesta, haideți să vedem panorama Canaanului. Panorama Canaanului. Uitați ce spune cuvântul Domnului, cum arată Canaanul, cum arată binecuvântarea. Deuteronom 8, 7 la 9. Domnul Dumnezeul tău are să te ducă într-o țară bună, țară cu pâraie de apă, cu izvoare și cu locuri care țâșnesc din văi și din munți, țară cu grâu, cu orz, cu vii, cu smochin și cu rodii, țară cu măslin și cu miere, țară unde vei mânca pâine din belșug, unde nu vei duce lipsă de nimic. Ce panoramă glorioasă! Dumnezeu nostru nu-i sărac. N-are o singură binecuvântare. N-are numai un singur dar. Ați observat?
Când i-a vorbit din nou lui Moise la marginea Iordanului, a spus: uite ce țară îți dau, uite cum arată țara aceasta, uite câte bogății are, uite câte binecuvântări are. În binecuvântarea pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru tine, în Canaanul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru tine, în binele pe care l-a pregătit pentru tine și pentru mine, Dumnezeu are pregătite infinite aspecte, infinite îndurări, infinite binecuvântări, pentru că uitați ce spune în cuvântul lui Dumnezeu despre Iisus Hristos, prin care suntem binecuvântați. Dumnezeu a vrut să locuiască toată plinătatea sa în El, în Hristos. Coloseni 1:19. Și dacă în Hristos sunt toate, Hristos este al nostru și noi suntem al Lui. Pe de altă parte, cuvântul Domnului spune în Filipeni 4:19: Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Hristos Iisus. În El. În El. Panorama aceasta, imaginea aceasta, Canaanul acesta, binecuvântările acestea pe care Dumnezeu le-a pregătit. Ce sunt ele în realitate? Dacă ne uităm bine în pasajul pe care l-am citit, dacă ne uităm bine în cuvântul Domnului, ele au trei dimensiuni speciale. Prima, binecuvântarea pregătită pentru tine este oferta cerului. Este oferta cerului. Deuteronom 10:8-10. Să binecuvintezi pe Domnul Dumnezeul tău pentru țara cea bună pe care ți-a dat-o. Să binecuvintezi pe Domnul Dumnezeul tău pentru țara cea bună pe care ți-a dat-o. Unul din rugăciunile speciale pe care Dumnezeu ne-a învățat să le avem, ca să știm că ce ne dă este binecuvântarea cerului, este așa zisa rugăciune Tatăl nostru. Dar fiți atenți în ce este în rugăciunea Tatăl nostru. Am să vă aduc aminte de niște lucruri pe care le cunoașteți, dar care vor prinde o dimensiune nouă în viața dumneavoastră și se vor lipi de inimă mai bine astăzi. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Care este următoarea frază? Care este? Vie împărăția ta. Canaanul pe care l-a pregătit Dumnezeu, am spus, este oferta cerului. Și una din ofertele cerului este să vină împărăția lui Dumnezeu în casa ta. Să vină împărăția lui Dumnezeu în casa mea. Să vină împărăția lui Dumnezeu în familiile noastre. Să vină împărăția lui Dumnezeu în biserica Emanuel. Ce însemnează aceasta? Aș vrea să vă notați. Foarte mulți nu știu ce însemnează împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu când vine, deci această ofertă cerească, potrivit Roman 10:14, partea a doua, înseamnă pace și neprihănire. Pace și neprihănire. N-avem nevoie de pace în casele noastre? N-avem nevoie de pace în relațiile dintre noi? N-avem nevoie de pace personală? Hai să vă pun o întrebare, nu să vă simțiți mizerabil. Câți dintre dumneavoastră în dimineața aceasta aveți așa sufletul răvășit, amărât, necăjiți de ceva? Câți? Ridicați mâna în sus. Sunteți mai mulți, nu vreau să vă spun. Sunteți mai mulți. Panorama complexă a Canaanului pe care Dumnezeu a pregătit, l-a pregătit pentru tine, binecuvântarea pregătită pentru tine, este oferta cerului. Și în această ofertă a cerului, împărăția lui Dumnezeu este pentru tine și este pentru noi. Și în această ofertă este pace și neprihănire. Apoi, Roman 10:14, partea finală, împărăția lui Dumnezeu care este pentru tine, oferta cerului, este bucurie în Duhul Sfânt. Bucurie în Duhul Sfânt. Sunt așa de puțini care știu ce însemnează bucurie în Duhul Sfânt. Sunt așa de puțini. În bisericile creștine. Sunt așa de puțini ce însemnează nu numai să te ridici, nu pun pe nimeni jos, să te ridici și să cânți. Ai pus o cântare frumoasă, o execuție extraordinară, o voce extraordinară. Însă dă față în voie să vă spun, dacă nu este ungerea Duhului Sfânt peste cântarea aceea, du-te la teatru că asculți una mai bună. Dar nu în casa Domnului. Dacă îmi rostesc predica, dacă îți rostesc predica, dacă îți rostești cuvântul,
Poți să fii cel mai abil, doctorul cel mai bun, orator, specialist în oratorie, Cicero. Ai vorbit și ai vorbit sec. Când ungerea Domnului însă este peste tine, nu trebuie neapărat să spui niște cuvinte extrem de profunde și de adânci. Pentru că ungerea care este acolo din partea Duhului Sfânt te face să zbori de pe bancă. Îți atinge inima, îți atinge sufletul și dai din cap și vorbești cu tine însuți. Și este corect, atunci ești sănătos când vorbești în felul acesta cu tine însuți. Mi-a vorbit mie. Este cuvânt pentru mine. Este pentru casa mea. Este ceea ce așteptam. Dumnezeu și-a adus aminte de mine. De ce? A venit împărăția lui Dumnezeu la tine. Împărăția lui Dumnezeu, oferta cerului, este mântuire de sub puterea păcatului. Matei 4 cu 17, Luca 4 cu 18 la 19. Împărăția lui Dumnezeu în viața ta, deci oferta cerului, este vindecare divină. Matei 10, 7 la 8. Împărăția lui Dumnezeu, oferta cerului în viața ta, este autoritatea asupra demonilor. Cu câți demoni nu ne batem în fiecare zi? Cel rău are o hoardă, aș vrea să notez lucrul acesta, are o hoardă de tâlhari, de hoți și de borfași, ăștia-s demonii, pe urmele tale și pe urmele mele. În fiecare zi vin la mine, vin la tine, pentru că s-au dus și la Iisus Hristos și nu respectă persoana. Îți întinde tot felul de momeli, îți vine în minte, pentru că el se apropie în primul rând de minte. De vreau să știți cum vine diavolul. Unii cred că diavolul imediat își ia costumul și cornele și vine la tine ca să te sperie. Nu! Întotdeauna bătălia fundamentală pe care el o alege este în minte. Este în minte. Geneza este cartea începuturilor. Și când spun cartea începuturilor, tot ce se întâmplă în Geneza, trebuie să știți că acel este principiul după care merge toată viața, tot cosmosul și toată lucrarea lui Dumnezeu. A venit la Eva. A venit la Eva. Și când a venit la Eva, ce i-a zis lui Eva? Ce i-a zis? Dacă. Unde a fost bătălia? A zis oare Dumnezeu cu adevărat? A zis oare Dumnezeu cu adevărat? Este ca și când te-ai dus cu boyfriend-ul și cu girlfriend-ul, cu prietena sau cu prietenul, cu logodnicul, cu logodnica. Sunteți amândoi în mașină și nu vă vede nimeni. Și diavolul vine și zice, nu-i așa că voi vă căsătoriți? Da. Nu. Și nu puteți merge până la capăt? Ai înțeles ce am spus, nu? Ce, nu puteți să fiți intimi? Tu oricum vă căsătoriți. Este minciună. Este păcat. Este fără de lege. Bătălia se produce aici. În cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu a pregătit o binecuvântare. Canaanul tău are o panoramă extraordinară. Este venit din cer, este oferta cerului. Și una din aceste oferte ale cerului este aceasta. Dumnezeu ne dă un spirit de discernere. Pentru că atunci când cel rău vine și îți întinde oferta, îți întinde momeala, să vorbești de rău, să batjocorești, să întinzi mâna și să iei ce nu-ți aparține, să înșeli în business, să înșeli în serviciu, să bârfești pe frați și pe surori, să întorci spatele lucrărilor lui Dumnezeu, aceasta nu-i de la Dumnezeu, aceasta este de la cel rău. Dar mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu, căci în Iisus Hristos suntem mai tari decât cel rău. Lumina pe care o avem este de la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și nu vrem să întunecăm această lumină cu înțelepciunea falsă a celui rău. Pe de altă parte, este prezența sa personală cu tine. Pentru că ce însemnează această ofertă cerească? Iată că eu sunt cu voi în toate zilele. Iată că eu sunt cu voi în toate zilele. În viața personală, încă o întrebare. Câți dintre dumneavoastră ați avut prieteni în care v-ați încrezut de-a lungul timpului și v-au întors spatele și v-au părăsit și nu v-ați aștepta să întâmple lucrul acesta? Ia să vedem câți ați avut această experiență. Iisus Hristos nu face lucrul acesta. Iisus Hristos nu face lucrul acesta. Aceasta este oferta cerului. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele. Deci ce panoramă? Este o panoramă cerească, pentru că ne este cuprinsă ofertă cerească. Pe de altă parte, este o ofertă personală. Este o ofertă personală.
În cuvântul Domnului Isaia 55:1, Sfânta Scriptură spune: voi toți cei însetați, veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani, veniți să cumpărați bucate, veniți să cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plată. Dumnezeu nu ne invită să ne cumpărăm vin, nu ne invită să cumpărăm lucruri de șarte, nu, ci Dumnezeu ne invită să cumpărăm, și adică să primim bogățiile Lui, îndurările Lui. Este pentru tine, este pentru mine, este pentru fiecare dintre noi oferta aceasta a Canaanului. Este personală, pe lângă că este cerească, deci în panoramă, în perspectiva ei, este personală. Dumnezeu se uită la tine și se uită la mine, nu caută la fața omului și spune: vreau să vă binecuvântez. Vreau să vă binecuvântez. Cred că ați văzut în jurul dumneavoastră oameni care, vorbind omenește, n-au avut nicio pregătire socială, nicio pregătire intelectuală, nicio pregătire școlară, dar au fost mai binecuvântați în lucrul lui Dumnezeu, în memorie și în felul în care au lucrat pentru Dumnezeu, decât cei mai mulți de la care nu v-ați așteptat. De ce? Pentru că Dumnezeu nu caută la fața omului. Și apoi nu este numai o ofertă personală, este și o ofertă a plinătății. Ați observat în Deuteronomul 9, o țară unde veți mânca pâine din belșug și unde nu veți duce lipsă de nimic. Gândiți-vă la aceste lucruri. Nu vom duce lipsă de nimic. Sănătatea este la El. Pâinea este la El. Protecția este la El, pacea este la El, vindecarea este la El, mântuirea este la El, pacea în familie este la El, demnitatea personală este la El, înțelepciunea este la El, toate darurile bune și desăvârșite sunt la El, totul vine de la Dumnezeu. Promisiune pentru tine, promisiune pentru mine, pentru că El dă din plinătate. Te voi duce într-o țară unde curge lapte și mere, într-o țară a plinătății. Și Dumnezeu ne-a binecuvântat și pe noi, te-a binecuvântat și pe tine, m-a binecuvântat și pe mine și ne poartă de grijă în fiecare zi. Glorie Domnului! În al doilea rând, posedarea Canaanului. Deci dacă Dumnezeu ne-a arătat această perspectivă, poate că a zis Dumnezeu, te interesează să vezi ce vrei să-ți dau, ce vrei să-ți ofer. Vreau să-ți ofer și ne-a arătat. Plinătate, personal, un loc ceresc vă ofer. Aceasta este binecuvântarea pe care o am pentru voi. Dar cum se intră în posesia acestei binecuvântări? Cum se intră? Prin puterea Lui, prin purtarea Lui de grijă. Nu se intră cu înțelepciune omenească. Când Dumnezeu vrea să te binecuvânteze, aș vrea să spun, Dumnezeu face minuni pentru tine, face minuni pentru mine. Când Dumnezeu vrea să te binecuvânteze, să se dea peste cap cel rău de un milion de ori, nu-L poate împiedica pe Dumnezeu. Credeți lucrul acesta? Nu-L poate împiedica pe Dumnezeu. Citeam nu de mult într-o revistă, este acest domn, îl cheamă Scott Branston. Și Scott Branston scrie acolo un articol despre ceea ce i s-a întâmplat lui. Spunea, într-un weekend am fost invitat la un party. Oameni creștini, oameni demni, oameni frumoși, oameni temători de Dumnezeu. Aveam și un studiu biblic acolo după ce am servit câte un grătar. Copiii noștri, spunea domnul Branston, se jucau și era acolo o piscină, swimming pool, o piscină, și copiii se jucau la piscină. În timp ce noi povesteam așa, grupuri, zice, fiecare cu farfuria în mână, ca pe urma să începem studiu biblic, de lângă piscină, o femeie striga în gura mare: vă rog frumos, cineva care știe să note, pentru că eu nu știu să not. Nepoțelul meu a căzut în swimming pool, a căzut în piscină și deja aproape de 2 minute este negru, nu se mai ridică de acolo, a murit copilul. Și nimeni n-a făcut o mișcare, nimeni n-a făcut un gest. Domnul Scott Branston era la capătul celălalt al grădinii aceea unde s-au întâlnit și se uita mirat. Cum, domnule, nimeni nu răspunde să se ducă să scoată copilul de acolo?
Și femeia striga iară cu mâinile pe cap, își trăgea părul. A murit copilul, mi-a murit nepotul, vă rog frumos cineva să vină să ajute, eu nu știu să sar, mă tem să mănec. Și spune domnul Scott, de acolo, cu toată viteza, am alergat, îmbrăcat cum am fost, am sărit în piscină, am înotat până pe fundul piscinei, am văzut într-adevăr acolo copilul, l-am găsit, l-am scos, era lifeless, deci fără viață în el. Imediat toată lumea s-a alarmat. L-am întins pe jos, am început să-i fac masaje, să-i fac respirație, să-l apăt. După vreo 2 minute, copilul a dat apa afară și a început să se miște. A venit și salvarea între timp. A fost dus copilul la spital și, praise the Lord, mulțumiri fie aduse Domnului, copilul și-a revenit fără urme, nici mentale, pentru că nu, oxigenul fără, creierul fără oxigen se deteriorează foarte repede. Și după ce s-au mai liniștit un pic, domnul Scott, supărat pe toți prietenii care au venit, domnule, venim la studiu biblic, venim să avem părtășie și aceasta este comportarea noastră înaintea lui Dumnezeu și la studiu biblic. Moare copilul și nimeni nu stare să scoate copilul? Și toată lumea s-a scuzat și a zis, dar n-am auzit. Dar fiți atenți. Dar n-am auzit. Păi cum să n-auziți? Eu am auzit de la capătul grădinii. Zice, păi doamna aceasta care a strigat, zice, noi am auzit strigând. Dar striga în limba spaniolă. Zice, nici unul dintre noi nu vorbește spaniolă. Ce, cum să strige în limba spaniolă? Că eu nu cunosc o boabă spaniolă. Zice, eu am auzit-o în engleză din capătul celălalt al clădirii. La care una din fiicele acestei doamne, care vorbea în engleză, a zis, nu. Eu de spaimă n-am mai știut ce să zic. Mama nu cunoaște o boabă de engleză. Mama a strigat în limba spaniolă că i-a căzut nepotul și că este mort. În limba spaniolă a strigat. Ea nu știe o boabă de engleză. Și scria acolo în concluzie domnul Scott. Dar cum am înțeles eu în engleză? Și atunci a zis, mi-a venit un gând în minte. Când Dumnezeu vrea să înțelegi planul Lui, poate să-ți vorbească îngerii, poate să-ți vorbească oricine, că pe Dumnezeu l-auzi și l-auzi pe limba ta și l-auzi pe înțelepciunea ta. Dumnezeu, când te binecuvintează, face minuni, dragul meu. Face minuni. Ca să intri în posesia Canaanului tău, două lucruri trebuiesc. Primul, trebuie să intri în mântuirea Lui. Trebuie să intri în mântuirea Lui. Uitați ce spune cuvântul Dumnezeu, numer 33:51. Vorbește copiilor lui Israel și spune-le, dacă după ce veți trece Iordanul și veți intra în țara Canaan, ce a însemnat aceasta? Deja intrați în binecuvântare. Dacă vrei să ai parte de îndurarea lui Dumnezeu și dacă vrei să ai parte de minunile Lui, dacă vrei să ai parte de îndurările Lui și dacă vrei să te ocrotească Dumnezeu, dacă vrei să te apere Dumnezeu, îți aduc aminte ce s-a întâmplat unui om care era orb din naștere. Era orb din naștere. Au venit mai mari timpului la el, la acest orb, și a zis, domnule, ai fost orb? Și a spus, da, doar știți că aici la ușa voastră am stat, aici la templu am stat, aici în locul acesta unde mă puneau în fiecare zi părinții, aici am stat și am cerșit de când mă știu eu. Și ați trecut pe lângă mine, unii ori v-ați oprit și mi-ați dat ceva, alții ori nu v-ați oprit deloc. Au chemat părinții. Este drept? Știm, ne aducem aminte, este drept. Ne aducem aminte că este drept că a fost orb. Da, așa s-a născut. Dar cum s-a vindecat? Cine l-a vindecat? Și în vremea aceea orbul acesta vindecat n-a știut despre Iisus Hristos. Și a zis, nu știu. În sfârșit a aflat că este Iisus Hristos. Și a zis, cel ce m-a vindecat pe mine se cheamă Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. S-au înfuriat contemporanele lui Iisus și au zis ce i-au zis. Auzi, dă slavă lui Dumnezeu că te-a vindecat, ăla e un păcătos, dar să-ți pară bine că ești vindecat. Însă îmi place teologia acestui orb vindecat. Și a zis, domnii mei, eu de când stau aici știu teologia voastră pe de rost. Și în teologia voastră așa scrie, știm că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși. Ci că în orice neam, cine se pocăiește și se apropie de El și se întoarce la El, pe acela Dumnezeu îl binecuvântează. Dacă era un păcătos, nu putea Dumnezeu pe un păcătos să deschidă ochii la alt păcătos. El este sfânt, este Fiul lui Dumnezeu.
ca să ai parte de binecuvântare, intră în împărăția lui Dumnezeu. Intră în împărăția lui Dumnezeu, atunci devii copilul lui. După ce vei trece în Canaan, spune, atunci cere în pâine și te voi binecuvânta. Vor veni popoare rele să te cucerească, te voi apăra. Vor veni ciume și tot felul de lucruri, te voi apăra. Vor veni tot felul de atacuri, te voi proteja. Psalmul 91, 1000 să cadă la dreapta ta și alte 10.000 la stânga ta. De tine nu se va atinge nimic, pentru că eu voi fi cu tine. Aduceți-vă aminte, în 1991, Saddam Hussein a trimis 40 de rachete periculoase împotriva lui Israel. 40 de rachete. Unul singur a murit în Israel. Unul singur. Și-au căzut peste cartiere superpopulate, în Tel Aviv, în Haifa, nu așa de acolo. Unul singur, dar n-a murit din atacul de rachetă. A murit de heart attack. Un bătrân. De ce? Pentru că Dumnezeu apără. Pentru că Dumnezeu protejează. Ca să pui mâna pe Canaan, intră în mântuirea lui. Nu sta în afara mântuirii lui, nu sta departe de Dumnezeu, împacă-te cu el, devină copilul lui, devină ascultător de el și Dumnezeu atunci nu este zgârcit să te binecuvinteze, pentru că aduceți-vă aminte de acest cuvânt atât de bine cunoscut de noi, Romani 8,32, unde Sfântul Apostol Pavel spune, el care n-a curțat nici chiar pe fiul său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu el toate lucrurile, împreună cu Iisus Hristos, nu în afara lui, nu fără de el, nu azi cu el și mâine unde vrem noi, nu cu gând să risipim în firea noastră pământească, Iacob 4:3, ci numai împreună cu el și să rămânem cu el. Stai în Canaan și ești binecuvântat. Și apoi, a doua dimensiune, identifică și izgonește-ți vrăjmașii. Identifică și izgonește-ți vrăjmașii. Numeri 33:51-52. După ce vei trece Iordanul și veți intra în țara Canaanului, să izgoniți dinaintea voastră pe toți locuitorii țării, să le dărâmați toți idolii de piatră, să le nimiciți toate icoanele turnate și să le nimiciți toate înălțimile pentru jertfă. Frați și surori, doamnelor și domnilor, nu ca o dezvinovățire, nu ca o justificare, ci ca o trezire la realitate. Deseori se spune despre lucrarea mea, de exemplu, și deseori se spune despre această biserică că suntem o biserică liberală. Că suntem o biserică care nu spunem lucrurilor pe nume. Aș vrea să provoc toate bisericile care vorbesc în felul acesta să vedem cine a vorbit mai biblic și mai documentat pentru o viață de frică și de teamă de Dumnezeu decât s-a vorbit în această biserică. Vreau să văd. Vreau să compar. Și vreau să comparați. Sunt idoli? Sunt. Pe unii chinuie moda? Și este un idol periculos. Pe unii chinuie idolul nestatorniciei? Și este un idol foarte periculos. Pe unii chinuie idolul instabilității și este foarte periculos. Pe unii îi chinuie idolul euului. Poți tu să-i demonstrezi că Dumnezeu este viu și că Dumnezeu binecuvintează tot ce crede el vrea, tot ce crede ea vrea. Pe alții îi chinuie idolul urii. Pe alții îi chinuie idolul răzbunării. Pe alții îi chinuie, sunt 1000 de idoli, idolul internetului, tot firul de idoli, idol să facă rău, idol să strice, idol să șterbească. Dragul meu, dacă vrei să stai în Canaan, în planul lui Dumnezeu, și înțelege, Canaan, în planul lui Dumnezeu, dacă vrei să stai în binecuvântările lui, în cartea aceasta din care îți citesc, în cuvântul din care îți vestesc astăzi, în pasajul pe care l-am citit astăzi, este Domnul Dumnezeu și eu sunt de acord cu el. A zis, dacă vrei să rămâi în Canaan și să fii binecuvântat, stârpește toți idolii, toți stâlpii, toate icoanele turnate, toate lucrurile care te-ar putea îndepărta, tot ce s-ar putea lua preocuparea ta pentru mine și să-ți o întorcă spre aceste lucruri. Dacă vrei ca Dumnezeu să rămână Dumnezeul tău, dacă vrem ca Dumnezeu să rămână Dumnezeu în Biserica Emanuel și este Dumnezeu,
Sunt 1001 de idoli care trebuie stârpiți. Trebuie să lucrăm în unitate în această biserică. Trebuie să lucrăm cu iertare în această biserică. Trebuie să lucrăm cu teamă de Dumnezeu în această biserică. Trebuie să lucrăm cu milă în această biserică. Trebuie să lucrăm cu frică de Dumnezeu în această biserică. Trebuie să lucrezi cu frică de Dumnezeu în casa ta. Trebuie să lucrezi cu sfințenie în casa ta. Trebuie să te temi de Dumnezeu acasă și să te temi de Dumnezeu și în casa lui Dumnezeu. Pentru că nu este biblic aici să venim și să facem mari demonstrații de sfințenie, mari demonstrații de ascultare, iar acasă ne batem, acasă ne certăm, acasă ne uităm pe site-uri murdare, acasă cumpărăm lucruri murdare, acasă facem toate lucrurile care nu trebuie. În cercurile prietenilor ne comportăm ca și ei, încă nu este nicio diferență. Și dacă îi chem la biserică, spune să fac ca tine, să mă porc ca tine, frați și surori, doamnelor și domnilor, toți idolii trebuie să dispară. Scrie în cuvânt și trebuie să ne ținem de cuvânt. Eu, în primul rând, și casa mea. Tu și casa ta. Când pui mâna pe Canaan, Canaanul este sfânt. Nu se minte în Canaan, nu se bârfește în Canaan, nu se înșală în Canaan, nu se vorbește de rău în Canaan, nu se planifică rău în Canaan, nu se umblă cu dedesubturi în Canaan. Canaanul este al lui Dumnezeu, este împărăția lui Dumnezeu și trebuie să ne purtăm dumnezeiește. De aceea, în acest pasaj, în acest cuvânt pe care Dumnezeu ne l-a dat și a spus, v-am dat binecuvântare, acum aveți grijă de binecuvântare. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și în final, frați și surori, doamnelor și domnilor, în al treilea rând și în ultimul rând, pericol în Canaanul tău. Sunt pericole în Canaan? Da, pentru că încă suntem pe pământ. Nu este vorba de Canaanul din cer, este vorba de binecuvântările de pe pământ. Sunt pericole. Care pericol? Sunt trei pericole, ai spus aici. Primul este pericolul ocolirii întregului. Pericolul ocolirii întregului. Numărul 33 cu 55, partea 1. Dacă nu veți izgoni dinaintea voastră pe toți locuitorii țării. Dăruirea noastră pentru Dumnezeu nu trebuie să fie o dăruire parțială. Ascultarea noastră pentru Dumnezeu nu poate să fie o ascultare parțială. Umblarea noastră cu Dumnezeu nu poate să fie o umblare parțială. Dă-i Domnului inima ta întreagă, Proverbe 23 cu 26. Dă-i Domnului ochii tăi, Proverbe 23 cu 26, partea finală. Dă-i Domnului toate mădularele trupului tău. Ia uzi ce spune cuvântul Domnului în Coloseni 3, 5 la 9. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Deci nu trebuie neapărat, vă zice astăzi, nu este închinare la idoli. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Lăcomie este închinare la idoli, curvie este închinare la idoli, pofterele este închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor erați și voi odinioară când trăiați în aceste păcate. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri. Și auziți de ce trebuie să ne lăsăm? Este scrisoarea lui Pavel către biserică, nu este către lume. Lăsați-vă de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbe rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi și de faptele lui rele. Fiți sfinți! Pentru că Domnul este sfânt. Pericolul ocolirii întregului, nu jumătăți de măsură, trebuie să ne apropiem de Domnul cu toată inima, pentru că Dumnezeu ne binecuvintează cu toată bunătatea Lui. Dă-i Lui îngrijorările tale, 1 Petru 5 cu 7, dă-i Lui trupul, sufletul și duhul tău, 1 Tesaloniceni 5 cu 23, ascultă de toate poruncile Lui și nu fi selectiv în cuvântul lui Dumnezeu, pentru că totul este scris pentru noi toți. 2. Pericolul lucrării prin compromis. Numărul 33 cu 55b, partea a doua. Aceia dintre ei pe care îi veți lăsa, deci dacă nu îi izgoniți pe toți afară, dacă nu scoți afară păcatul, dacă nu scoți ură, dacă nu scoți răzbunare, dacă nu scoți bârfa, dacă nu scoți înșelăciunea, dacă nu scoți dedesubturile, aceia dintre voi pe care îi veți lăsa vă vor fi ca niște spini în ochi și ca niște ghimpi în coaste. Vă vor fi vrăjmași în țara în care veți merge să vă așezați. O să ai neliniște.
Și prietenul în care te-ai încrezut că o să țină secretul tău, o să vezi cum o să vină să te-l spună pe față. Când nu te aștepți, să vezi cum o să cadă demnitatea ta și chipul tău de om mare și de om diferit. Pentru că așa stau lucrurile. Când lucrezi cu compromis, compromisul te ajunge. Cuvântul Dumnezeu spune, păcatul te ajunge. Dar Domnul a hotărât ca binecuvântările Lui pentru noi să fie de așa manieră încât să avem totul din belșug. Viață din belșug. Ioan 10 cu 10. Domnul a spus, nu voi m-ați ales pe mine. Eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să aduceți rodă și roda voastră să rămână. Roda voastră să rămână. Când lucrezi pentru Dumnezeu, dacă lucrezi cu frică de Dumnezeu, nu se uită, dragul meu. Oamenii pot să uite că le-ai făcut bine. Pot să uite că i-ai chemat în casă și le-ai dat o masă. Pot să uite că tu ai dormit pe jos și au dormit ei în patul tău. Pot să uite că ți-ai deschis casa și ai avut grijă de ei poate o săptămână, o lună, un an de zile. Și după aceea s-au dus și s-au povestit toată casa, poți să uite. Dumnezeul nostru nu uită niciun pahar cu apă dat în numele Lui. Dumnezeu nu uită niciun pahar cu apă dat în numele Lui. Pentru că Dumnezeu ține minte toate lucrurile. Le ține minte ca să te binecuvinteze. Și le ține minte să mă binecuvinteze. Le ține minte să-și aducă aminte de tine. Pentru că vor veni vremuri când n-ai să poți să faci bine. Sau nu am să poți să fac binele pe care îl puteam face altă dată. Și atunci Dumnezeu va zice, pentru că la vremea potrivită ar știu să întindă mână, ar știu să ierte, ar știu să binecuvânteze. Este vremea să mă întind eu mână. Este vremea să-i port eu de grijă. Este vremea să-l binecuvântez eu. Este vremea să-l ridic eu. Nu lucra prin compromis. Și apoi este a treia dimensiune. În Canaan este pericolul de a avea pe Dumnezeu în opoziție. În numele 33 cu 56. Și vă voi face și vouă cum hotărâsem să le fac lor, cananiților. Vai ce trist! Să nu-L ai pe Dumnezeu prieten și să-L ai pe Dumnezeu de vrăjmaș? Să nu-L ai pe Dumnezeu binevoitor, ba să-ți fie răzbunător? Poate că cei răi se bucură de răul pe care îl faci sau l-ai făcut. Poate ești lăudat în perioada aceasta de bravura pe care ai făcut-o în cer cu prietenilor tăi. Adu-ți aminte de acest lucru. Dumnezeu este prietenul nostru. Însă Dumnezeu poate să fie vrăjmașul nostru. Poate să fie vrăjmașul nostru. N-aș vrea să fie vrăjmașul meu. Vreau să am curajul ca și Iov să pot să spun într-o zi și de rămân schelet și de nu mai am nimic aici. Vreau într-o zi când voi deschide ochii, primul pe care să-l văd să fie El. Să pot să spun, ochii mei îl vor vedea, nu mai altuia. Să pot să-mi spun, când îl văd, îmi este binevoitor. Când îl văd, îl aud vorbind și îmi va zice, fii noroc bun, intră în bucuria stăpânului tău. Altfel, El poate să fie vrăjmașul tău.
am să vă fac cum le-am făcut lor, pe care i-ați nimicit. Deci eu te întreb în această dimineață, ce vrei să-ți facă Dumnezeu? Cum vrei să se poarte Dumnezeu cu tine? Și în Canaan este pericol. Și în Canaan. Pentru că s-au infiltrat printre noi, spune cuvântul Domnului, oameni care nu se tem de Dumnezeu. Sunt frați mincinoși. Sunt pomi tomnatici. Sunt nori fără apă. Dar este un Duh Sfânt al lui Dumnezeu care te poate lumina. Este o înțelepciune divină care îți poate vorbi. Și îl ai pe Domnul de partea ta ca să nu te ducă în eroare. Deci deschideți mintea, deschideți ochii, deschideți urechea, deschideți inima ca să-L auzi pe Domnul. Și să fii sigur de acest mare, mare, mare adevăr. Canaanul este pregătit pentru tine. Binecuvântarea este pregătită pentru tine. Este de sus. Tu poți să o păstrezi. Dar în același timp, tu poți să-L ai pe Dumnezeu vrăjmaș în Canaanul tău. Mă rog, Domnului, în această dimineață, fă-L prieten pe Dumnezeu. Așa cum zicea în Iov, împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei ruga și îți va răspunde. Mă rog Domnului să te atingă aceste cuvinte. Să te binecuvânteze aceste cuvinte. Cum să intri în Canaanul tău? Ai auzit acum. Ascultă și reascultă cuvântul acesta. Pentru că Dumnezeu a pregătit lucruri mari și binecuvântate pentru tine. Pentru casa ta. Pentru familia ta. Pentru biserica aceasta, pentru poporul Domnului. Și mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru harul său nespus de mare pentru noi. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin.